Corpurile au numeroase însușiri sau proprietăți prin care ele se aseamănă sau se deosebesc în raport cu alte corpuri. Dintre acestea, o parte pot fi măsurate, ceea ce permite ordonarea corpurilor. Proprietățile corpurilor care pot fi măsurate poartă numele de mărimi fizice. A măsura o mărime fizică înseamnă a determina valoarea acesteia în raport cu o mărime de același fel, considerată galon. Există două modalități de măsurare a mărimilor fizice. Prima este măsurarea directă, care se realizează prin compararea valorii mărimii pe care vrem să o determinăm cu etalonul considerat drept unitate de măsură. În acest caz, avem nevoie de un instrument de măsură etalonat adecvat și trebuie stabilit un procedeu de măsură. De exemplu, măsurarea timpului în care un câine parcurge o anumită distanță se face cu ceasul sau cronometrul. Alte exemple sunt măsurarea temperaturii cafelei dintr-o ceașcă cu ajutorul unui termometru după stabilirea echilibrului termic sau măsurarea masei unui corp cu ajutorul unei balanțe, punând pe un taler al acesteia corpul, iar pe celălalt mase marcate până când balanța se echilibrează. A doua modalitate este cea a măsurării indirecte. Majoritatea mărimilor se determină indirect, adică se stabilește o relație matematică între mărimi ce pot fi măsurate direct. De exemplu, densitatea unui corp reprezintă raportul dintre masa și volumul acestuia, puterea mecanică este raportul dintre lucrul mecanic efectuat și intervalul de timp, iar energia potențială este produsul dintre masa, accelerația gravitațională și înălțime. În general, o mărime fizică se exprimă ca un produs dintre valoarea numerică și unitatea de măsură. Alegerea unităților de măsură este arbitrară, astfel încât putem folosi pentru majoritatea mărimilor fizice mai multe unități de măsură. Mărimile fizice care sunt complet determinate de o valoare numerică și o unitate de măsură poartă numele de mărimi fizice scalare. În acest exemplu, putem observa că nu este suficient să cunoaștem doar valoarea numerică și unitatea de măsură a vitezei avionului. Pentru ca acesta să ajungă la destinație, trebuie specificată în plus direcția și sensul vitezei, adică orientarea. Aici putem vedea că băiatul, pentru a putea ridica piatra, se folosește doar de propria greutate, dar se așează la capătul pârghiei. În concluzie, unele mărimi fizice sunt complet determinate de valoare numerică, unitate de măsură, direcție, sens și punct de aplicație. Aceste mărimi fizice poartă numele de mărimi fizice vectoriale. Mărimile fizice vectoriale pot fi reprezentate printr-un segment orientat care are lungimea proporțională cu valoarea numerică a mărimii fizice vectoriale pe care o reprezintă. Acest segment orientat poartă numele de vector. Elementele unui vector sunt punctul de aplicație O, direcția sau dreapta suport de mic, sensul de la O către A și modulul care este dat de numărul care reprezintă lungimea segmentului OA. De exemplu, pentru a reprezenta un vector al cărui modul are 300 de newtoni, se poate stabili un segment de lungime 1 cm, căruia îi se atribuie 100 de newtoni, lungimea vectorului va fi de 3 segmente, adică 300 newtoni.
La finalul prezentării, vă rog să rezolvați următorul exercițiu. Folosind diagramele Venn-Wiler, completați asemănările și deosebirile dintre mărimile fizice scalare și cele vectoriale. Apoi, în funcție de caracteristicile pe care le-ați găsit, stabiliți care sunt mărimi scalare și care sunt mărimi fizice vectoriale dintre următoarele: lungime, volum, forță, timp, accelerație, masă, energie, viteză.